Băiețelul se afla în curtea bunicilor săi când a fost atacat de un roi de albine de la stupii pe care aceștia îi aveau în grădină. Dus la urgențe, medicii au scos din corpul copilului 74 de ace. Incidentul s-a petrecut în weekendul trecut când copilul a mers cu părinții în vizită la bunici care aveau mai mulți stupi în grădină. În timp ce băiețelul se juca în curte la o distanță destul de mare de stupi, părinții au auzit țipetele copilului. Alertați au ieșit în curte unde l-au văzut pe băiețel înconjurat de un roi agresiv de albine. Au reușit să scoată copilul dintre insecte și l-au dus de urgență la spital, unde medicii au scos din corp 74 de ace. Din fericire, cel mic nu a intrat în șoc anafilactic, iar înțepăturile nu au fost într-o zonă în care să-i pună viața în pericol. Am numărat 74 de ace, dintre cele pe care am reușit noi să le scoatem, dar au mai fost scoase și de părinți. În mod miraculos, copilul este stabil, nu a făcut șoc anafilactic, a declarat un asistent din cadrul centrului primiri urgențe pediatrie. Băiețelul a fost internat pentru 24 de ore pentru a fi supravegheat de medici. Specialiștii recomandă ca în această perioadă oamenii să evite stupii de albine. Albinele devin agitate în perioada cu vreme caniculară sau secetoasă, iar apicultorii îndeamnă pe oameni să stea cât mai departe de stupi, relatează libertatea.ro.